Un tânăr antreprenor din raionul Nisporeni a renovat grupul sanitar din secția de pediatrie din cadrul spitalului raional. Lucrările de reparație au început în luna februarie și au continuat în martie, timp în care a reușit să fie schimbată baia, gresia, faianța, țevile de apă, cablurile electrice, prizele și întrerupătoarele, trei uși, toate au fost înlocuite. De asemenea, au fost instalate două chiuvete, două sisteme de duș și un boiler electric. Antreprenorul Pavel Guțanu spune că nu a putut să rămână indiferent atunci când a auzit de proiectul Pilula Dulce, Copilul meu e sănătos, proiect de reamenajare a secției de pediatrie din Spitalul Raional Nisporeni. De acest proiect am aflat prin rețele de socializare. Având în vedere că sunt părinte, am considerat că igiena pentru copii și în general pentru orice om este primordială. În continuare susțin astfel de proiecte și pentru toți cetățenii din orașul Nisporeni vreau să-i asigur că satisfacția este mult mai mare atunci când oferi decât când primești. Programul Pilula Dulce, Copilul meu e sănătos a fost lansat la 5 ianuarie 2016 de organizația de caritate Love is Kind, în colaborare cu autoritățile publice locale și întreaga comunitate din raionul Nisporeni. Acesta urmărește scopul de a oferi condiții sanitare și de a îmbunătăți calitatea actului medical de care au nevoie copiii din Republica Moldova. Gestul tânărului antreprenor Pavel Guțanu ar trebui să fie un exemplu nu doar pentru comunitatea din raionul Nisporeni, ci pentru întreaga țară. Donația lui, foarte considerabilă, de 10.000 de lei, a încălzit mâinile copiilor, a creat condiții adecvate, de exemplu, pentru un duș la care pur și simplu micii pacienți doar visau. Pentru proiectul Pilula Dulce, pentru a reamenaja această secție de copii, mai avem nevoie de aproximativ 8.000 de dolari. Orice ajutor este binevenit și îndemnăm fiecare cetățean să se implice. Secția de pediatrie se află în cadrul celui mai vechi bloc al spitalului din Nisporeni și este în stare de degradare. Acesta are 8 saloane cu o capacitate maximă de 15 copii. Lunar sunt spitalizați aproximativ 60 de copii cu diferite boli cardiovasculare, respiratorii, digestive și altele.